Excelența voastră, domnule președinte al României, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, bun venit la ceremonia de învestire a noului ministru al afacerilor interne. La activitate participă șefii structurilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne și în sistem de videoconferință toți șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu. Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Sorin Câmpeanu, fost viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne interimar. Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule ministru al afacerilor interne, este o mare onoare pentru mine să predau mandatul de ministru al afacerilor interne deținut pentru o foarte scurtă perioadă de timp unui profesionist care a parcurs treaptă cu treaptă toate etapele în evoluția profesională. Preluați acest mandat într-un moment crucial, pot spune, pentru Europa și pentru România. Așteptările cetățeanului sunt foarte mari cu privire la siguranța în școli, siguranța în instituții publice, cu privire la capacitatea de intervenție în situații dramatice, cum, din păcate, a fost tragicul eveniment recent din Clubul Colectiv. Așteptările sunt foarte mari. Am deplină încredere în personalul Ministerului Afacerilor Interne, în profesionalismul instituțiilor subordonate. Cunoscându-vă pe dumneavoastră, domnule ministru, sunt absolut convins că seriozitatea, înțelepciunea și profesionalismul pe care, repet, îl cunosc, vă vor ajuta să luați cele mai bine cumpănite decizii într-un mandat pe care, așa cum am spus, îl preluați într-un moment mai important decât oricând cu privire la importanța activității Ministerului Afacerilor Interne. Vă felicit și vă urez succes, domnule ministru. Doamnelor și domnilor, am onoarea de a adresa invitația de a lua cuvântul domnului Petre Tobă, ministru al Afacerilor Interne. Domnule președinte al României, domnule prim-ministru, domnule fost prim-ministru, doamnelor și domnilor, sunt onorat de încrederea cu care am fost investit de a conduce Ministerul Afacerilor Interne, una dintre instituțiile fundamentale ale statului român. Știu foarte bine care sunt așteptările colegilor mei și la fel de bine știu care sunt și așteptările cetățenilor față de Ministerul Afacerilor Interne. Seriozitate, integritate și profesionalism. Acestea sunt principalele repere pe care le am în vedere la conducerea Ministerului. Un obiectiv prioritar al mandatului meu este creșterea gradului de siguranță al cetățeanului, iar aici am în vedere toate componentele care alcătuiesc un mediu de securitate intern. Siguranța pe stradă, în spațiile publice, în școli, protejarea cetățenilor în raport cu infracționalitatea sau în fața riscurilor asimetrice, dar și pregătirea pentru un răspuns cât mai eficient în situații de urgență. Anul 2016 se anunță un an deosebit de important pentru procesul democratic din România, iar misiunea Ministerului Afacerilor Interne este de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central în organizarea alegerilor pentru a asigura echidistanța și legalitatea procesului electoral. Totodată voi avea în vedere și provocările din plan european, inclusiv raportat la fenomenul migraționist și la mecanismele de securitate a cetățenilor europeni sau ale sistemului comun de azil. De asemenea, prevenirea și combaterea terorismului necesită o abordare proactivă și un efort comun din partea tuturor agențiilor de aplicare a legii, atât naționale cât și internaționale. În calitate de ministru al afacerilor interne, voi continua excelenta colaborare cu instituțiile din domeniul securității naționale, dar și cu instituțiile de aplicare a legii din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Sunt conștient că funcția de ministru al afacerilor interne
implică o mare responsabilitate, pe care mi-o asum cu toată convingerea. Iar împreună cu echipa de conducere a Ministerului, vom lua toate măsurile necesare pentru asigurarea obiectivelor asumate. Vă mulțumesc! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului Dacian Cioloș, prim-ministru al Guvernului României. Domnule președinte, domnule prim-ministru și ministru interimar, domnule ministru, doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să fiu astăzi aici, din prima zi a instalării mele în calitate de prim-ministru al Guvernului României, pentru că Ministerul de Interne este o instituție cheie în guvernul acestei țări. O instituție cheie pentru că dumneavoastră asigurați liniștea și ordinea publică atât în perioadă normală cât și în perioadă de criză. Deci, practic, dumneavoastră aveți tot timpul responsabilitatea mobilizată și de modul cum dumneavoastră vă faceți treaba depinde foarte mult și încrederea cetățenilor în instituțiile statului, pentru că sunteți una din instituțiile în primul front în relație cu cetățenii. Sunt aici și pentru a vă spune că apreciez activitatea dumneavoastră și că mă aștept într-o colaborare foarte strânsă. Domnule ministru Tobă, doresc să vă mulțumesc pentru că ați acceptat propunerea de a face parte din guvern în calitate de ministru de interne. Am făcut apel la dumneavoastră pentru că știu cât de mult profesionalismul dumneavoastră este apreciat în această instituție și în acest an, așa cum ați menționat în intervenția dumneavoastră, Ministerul de Interne, dincolo de activitățile curente, va avea o responsabilitate importantă de care va depinde inclusiv credibilitatea acestui guvern în organizarea alegerilor, atât alegerilor locale cât și a alegerilor parlamentare. Știți cât de importantă și cât de mult contează pentru cetățenii României calitatea, transparența și eficiența organizării alegerilor și de aceea vă spun că de pe acum contez pe dumneavoastră și o să avem ocazia cu siguranță să ne mai vedem pentru că contez pe experiența și pe profesionalismul dumneavoastră pentru a ajuta guvernul să-și ducă la îndeplinire această responsabilitate importantă din acest mandat. Dincolo de aceasta, ne așteaptă sezonul de iarnă, când, la fel știți că cetățenii României, atunci când apar momente dificile, așteaptă sprijinul autorităților, iar aceste autorități sunteți dumneavoastră, dumneavoastră de aici din sală și dumneavoastră care ne priviți prin instalația video, din toate județele țării, doresc să vă salut și să vă spun cu siguranță în cel mai scurt timp vom avea ocazia să ne vedem ca să avem o primă discuție legată de modul cum ne pregătim pentru sezonul de iarnă și pentru ceea ce urmează. Domnule ministru Tobă, vă urez succes în responsabilitatea pe care, cu curaj aș spune, v-ați asumat-o. Doamnelor și domnilor, sper să ne vedem curând. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența astăzi aici, care cu siguranță dă un semnal foarte important legat de modul în care apreciați calitatea și importanța acestui serviciu. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, adresăm respectuoasa invitație de a lua cuvântul excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Domnule prim-ministru Dacian Cioloș, domnule prim-ministru Sorin Câmpeanu, domnule ministru Petre Tobă, onorată asistență, pentru mine este o bucurie să fiu aici împreună cu dumneavoastră în această seară pentru a introduce pe noul ministru al afacerilor interne, domnul Petre Tobă. Este
un minister, cum se spune, cu greutate. Prin asta înțelegând cel puțin eu că este un minister greu de condus și cu foarte multe responsabilități. Domnule ministru Toba, faptul că proveniți din interiorul structurilor Ministerului de Interne îmi garantează că știți foarte bine care sunt provocările, care sunt oportunitățile, dar și ce se așteaptă de la conducerea ministerului. Lucrurile în esență, în cazul dumneavoastră, se pot descrie în relativ puține cuvinte. Cetățenii așteaptă de la dumneavoastră să le asigurați siguranța. Se așteaptă de la dumneavoastră și eu aștept acest lucru de la dumneavoastră, domnule ministru, de la dumneavoastră din conducerea ministerului și de la dumneavoastră din județe, să impuneți legea. La noi se vorbește foarte mult despre cum facem legea, cum interpretăm legea. Eu vă cer să impuneți legea. În acest fel vom crea cadrul în care cetățeanul se simte luat în serios și se simte sigur. Dar responsabilitățile dumneavoastră merg mult mai departe. Securitatea națională este un domeniu care fără Ministerul de Interne și fără structurile Ministerului de Interne nu poate fi imaginat. Se așteaptă mult de la dumneavoastră și în acest domeniu și sunt convins că veți face față cu brio. Iar pentru anul 2016 aveți sarcini mai complicate decât în alți ani. 2016 este an electoral, două rânduri de alegeri, alegeri locale, alegeri parlamentare. În foarte bună măsură ține de dumneavoastră, domnule ministru, de dumneavoastră din conducerea structurilor ministerului și de dumneavoastră din județe, ca aceste alegeri să fie organizate foarte bine, să fie corecte, cu proceduri transparente, în așa fel încât să nu apară niciun fel de dubiu că rezultatul alegerilor reflectă voința alegătorului. Pentru toate acestea, vă doresc mult succes, domnule ministru, pentru activitatea dumneavoastră, vă doresc mult succes și chiar dacă va fi un mandat doar de un an de zile, sunt convins că veți ghida ministerul în așa fel încât lucrurile intră pe un făgaș care poate fi dus mai departe de oricine va veni după dumneavoastră.